Printre proiectele care trebuie realizate în acest an și în mandatul următor pentru dezvoltarea orașului se numără și unele la care primarul Toma ține în mod deosebit, precum campusul universitar și școala duală. Vorbesc de acest campus pentru consorțiu pentru învățământ dual și tehnic superior. Transformarea pădurii Crâncă în pădure parc. Știți că am pierdut într-o primă instanță și nu știu, a fost atacat studiul de fundamentare semnat de domnul ministru al mediului. Iată un proiect nou să facem a treia cale spre zona industrială. Mă refer la acea idee și o să o prindem în buget acum studiul de fezabilitate, deja în luna iulie vom avea prins în buget așa ceva. Este vorba de a treia cale care va însemna un pod de 130 și ceva de metri din Bulevardul Republicii spre strada Aurel Baicu. Primarul are de gând să se folosească și de unele lucrări la autostrada A7 pentru a crea depozite de apă care să fie folosite pentru irigarea terenurilor agricole. În zilele trecute am fost cu turcii care fac, constructorul turc care lucrează la autostrada asta de la Pietroasele la Buzău. Sunt acele gropi de împrumut care ne vor folosi și ele, să vor întinde pe circa 30 de hectare, ne vor folosi și ele pentru viitoarele lacuri de acumulare, pentru că noi va trebui, din cei 10 milioane de metri cubi, să avem o stocare de circa 6 milioane de metri cubi de apă, pentru că pe timp de iarnă nu se fac irigații, în același timp, dacă apa stă mai mult în așteptare, ca să zic așa, prin procesul ăsta de fotosinteză, transformarea acestor ape în vederea utilizării lor ca și sursă de apă pentru irigații este mult mai bună, în sensul în care nu mai ai costuri suplimentare pentru tratarea acestei ape. Primarul vrea să refacă și componența Consiliului de Dezvoltare al municipiului Buzău. El va fi format în majoritate din cetățenii de onoare ai Buzăului, care, prin pregătirea lor, vor putea interveni în toate domeniile în care sunt specializați.